Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos, conform crezului ortodox? Da, da, da. Mulțumim. Da. Punct. Mulțumim. Da, poți să răspundi. Da. Da. Mulțumim. La oca ortodox nu cred. Nu sunteți ortodox? Sunt ortodox. Sunteți ortodox? Da. Și nu, nu credeți în a doua venire a lui Iisus Hristos? Asta nu știu, nu știu, nu pot să știu. Păi în crezul ortodox spune că iarăși va să vină cu morire să judece vii și morții. Credeți lucrul acesta? Asta da, asta știu, asta am auzit. Credeți? Deci am citit, da. Deci... Ar fi bine să vină, dar cred ce să fac. Bine, mulțumim. Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos? Credem, dar acum să nu credem, dragă. Da. Trebuie să credem, că știi că e aproape venirea. Cât de aproape credeți că este? Cât de curând. Da. Cât de curând e aproape. Da. Mulțumim. În Dumnezeu. În Dumnezeu cred. Credeți în Dumnezeu? Da, da, da. Și nu credeți că va reveni Iisus pe acest pământ? Ce să vă spun, asta nu știu. Nu știu. Dar sunt credincioasă și cred în El. Totdeauna m-au ajutat. Vă pot spune. Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos, conform crezului ortodox? Nu. Da. Orice e posibil, eu cred că da. Da, da. Cred. Bine. Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos, conform crezului ortodox? Da, sigur. În această credință și am această convingere. Mulțumesc. Da, de ce nu? Mulțumesc. Da, ce era? Nu știu ce să zic, dar... Ce părere aveți? Da sau nu? Nu prea. Vezi în a doua revenire a lui Iisus Hristos, conform crezului ortodox? Da. Aici rămâne să mai gândim și să studiem. Pe mine numai atât m-a ajutat religia să-mi fac Sfânta Cruce, să spun Tatăl nostru la școală și să învăț pe copiii și pe nepoții mei să-i îndrum spre credință și în Dumnezeu, să nu uite și să creadă tot timpul. Da, cred, cred. Mulțumim. Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos, conform crezului ortodox? Când va fi să fie, când vor ei. Da. Și nu știți dacă va reveni curând? Asta, părerea mea, că nu știe nimeni. Da. Nu. Nu? Nu. Da. Bine. Eu am fost catolic, așa, dar eram prieteni toți. Da? nu știu. Nu știți? Bine. Credeți în a doua revenire a lui Iisus Hristos? Da. Da, bineînțeles. În linii mari, da, pentru că altfel n-am mai crede în nimica. Fata moșului. Dumnezeu e unul singur și lumea asta e una singură. Când se va gata lumea, nu mai vine niciun Iisus, niciun Dumnezeu. Murim cu toți când se gata.